Ro alert. Alertă moderată. Atenție. Pericol. Acum aproximativ un minut, doi piloți care pilotau un avion Tarom au murit aproape în același timp de un atac de inimă, iar din cauză că avionul nu mai era pilotat de nimeni, acesta a început să se îndrepte către sol. Aceasta este o poză cu avionul. Radarul arată că avionul se îndreaptă înspre comuna Crețen din județul Vâlcea. Nu se știe exact în ce loc avionul se va prăbuși, dar se estimează că acesta se va prăbuși în mai puțin de un minut. Dacă sunteți din comuna Crețeni, intrați cât mai rapid în locuințele dumneavoastră și nu ieșiți afară sub nicio formă. Vă rugăm foarte mult să respectați aceste reguli pentru siguranța dumneavoastră. IGSU